Lucrurile sunt într-o continuă schimbare în România din punct de vedere al percepției și al mentalității. Dacă aruncăm o privire asupra modului în care tinerii își organizează viitorul, vom remarca faptul că aceștia nu mai consideră că un traseu profesional convențional este atractiv. Potrivit unui studiu recent, aproape 29% dintre tinerii din generația Z din România, născuți între anul 1997 și 2012, nu intenționează să urmeze studii superioare. De asemenea, 20% dintre aceștia își doresc să devină antreprenori, în timp ce mulți dintre ei se confruntă cu dificultăți în interacțiunile din afara spațiului virtual. Studiul evidențiază că tinerii din generația Z, crescuți într-o eră digitală, manifestă o toleranță scăzută față de frustrare și monotonie. Aceștia par adesea incapabili să se adapteze și să interacționeze eficient în afara mediului online. Angie Ionescu, fondatoarea clinicii The Mind, subliniază importanța dezvoltării abilităților practice, precum adaptabilitatea și rezistența în detrimentul acumulării de cunoștințe teoretice. Specialista recomandă părinților să se concentreze pe dezvoltarea competențelor emoționale și sociale ale copiilor lor și avertizează asupra riscurilor victimizării excesive, care pot afecta negativ atât viața personală cât și pe cea profesională. În opinia sa, tehnologia, deși benefică, poate intensifica sentimentul de inadecvare și nevoia de validare în rândul tinerilor, contribuind astfel la anxietate și depresie. Aceasta a pus în discuție și crearea unor culturi organizaționale care să sprijine dezvoltarea personală și emoțională a tinerilor pentru a asigura succesul pe termen lung al companiilor, relatează RomaniaTV.net.